Când am cumpărat-o, bă, prima oară o văzusem la 2400 și când ne-am dus să o vedem, ne-am văzut, ne-am alea, eu ce zice ăla, avea castofonul tot ăsta, dar ce zice ăla, are Bluetooth, că așa, zice, o, lă, are Bluetooth, dar nu știu. Și de fapt nici n-are Bluetooth, deci m-a păcălit, practic. A, da, n-are. Dar tu când ai cumpărat-o, la fel ai crezut că are creștere scaunul? Da, i-am dat drumul și eu simțeam că se încălzește scaunul, băi, ești nebun la cap. Bă, avea emoții, crezi. Stai să-i dau drumul la încălzire, îi dai mereu dimineața drumul, mă jur. Mă jur, dacă nu, o săptămână am dat drumul până la un urmăr, bă, ce le gău, așa, la o dau pe 5 și de-abia se încălzește un pic. Cât mai luam pe cineva, ziceam, îți dau mă drumul la încălzire în scaun? Și zicea, da, mă, dă-mi și mie, dă unde, că săracul, cred că zicea, da, mă, mamă. Bine, fiind o pasiune mare de-a mea, eu vă zic, eu mereu mă gândeam la clipuri. Vedeam pe unul pe stradă că se dă capul de pereți și eu ziceam, mamă, fac clip cu asta. Și adevărat, în mintea mea erau numai chestiile astea, gen. Bă, numai și... la asta se gândea. Da, deci mereu, mamă, fac clip din aia. Zic asta, bă, dacă ți se pare ceva foarte simplu, bă, și, tu, de ce și nu că faci bani mulți, exact. Bă, de ce n-ai face? Deja am fuzosesem o drăcie de aia pe mine. Ce, era fața de masă să mor dacă nu? Da, bă, am dat fața de masă. Bă, deci fața de masă, fața de masă era. Eu stăteam liniștit acolo între filmări, mi-a așezat. Și am picat greșit în cap. M-a luat ăsta, m-a luat. Te las eu, frate, cu G-ul tău. Mamă, ce frumos ăsta. Din mașina asta, orice mașină, parcă e frumoasă. Folosiți codul Marius Cătălin pe card vertical pentru reducere de 20% ca să aflați istoricul real al oricărei mașini. Am verificat un Volkswagen Passat vândut în România, kilometraj ok, nu a fost furat, dar are accidente și nu a fost taxi. Și avem aici pozele cu mașina, cum a fost după accident. Bara spartă, oglinda, capota, geamul cred că are ceva aici, nu știu exact ce este. Și ambele uși de pe partea șoferului. Și hai să vă arăt rapid cum puteți verifica o mașină. Intrați pe linkul din descriere, alegeți aici oferta pe care o vreți. Dacă luați 3 rapoarte, aveți 49 de lei pe raport. La un raport 97, 2 mașini pe raport 62 de lei. Cea mai bună ofertă este asta cu 3 mașini. Dați, obțineți raportul și dacă adăugați aici Marius Cătălin, pe lângă reducerea de 50%, se mai aplică încă o reducere de 20% și aveți 3 rapoarte la cel mai mic preț posibil. Salut, Ramon, și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră nouă la o tură. Suntem deja la episodul 2 pentru că episodul 1 a fost foarte apreciat de voi cu invitatul Serghei Mizid. Dacă încă n-ați văzut clipul, trebuie să-l vedeți neapărat. Și ăsta este un clip foarte special. Nu știu cât de special e pentru voi, dar cel puțin pentru noi este foarte special că suntem cu tovarășul Stancu. Te salut! Dă să te pup! Vă salut, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod în seria asta minunată a lui Marius la o tură. Deci este un clip special pentru că suntem în acest Passat și Passatul ăsta cred că este una dintre cele mai cunoscute mașini din România, pentru că mașina asta a apărut în clipuri care au strâns milioane de vizualizări. Bă, milioane, foarte multe clipuri care au strâns milioane de vizualizări. Probabil o știți că au fost foarte multe persoane care îmi spun mie acum în prezent. Da, da, da. Te știu de când aveai Passatul, ca și cum era Passatul meu. Dar eu nici n-aveam permis când filmam cu cu mașina asta legendară, o mașină superbă de altfel. Dacă dau drumul acum, apăs pe un buton, ies aripile așa și zboară. Da. Tocmai de asta nici nu a schimbat, tot se gândea, bă, să-mi iau un Ferrari, Lamborghini, nu. Ce să-mi iau mai sus de asta, un avion ceva? Că e Passatul și restul deci... mașinilor. Adică Passat, înainte să pornim filmarea, îți spunea, bă, ce stau de pe aici. Și am păsat pe tot. Dacă nu bâzâia ceva înainte să filmăm, nu știam, bă, am pus mâna pe toate alea, am încăpat. După ce am spălat mașina aia, a zis, bă, cred că s-a mai stricat ceva, că de câte ori spală mai află o problemă. Bă, da, dar probleme de astea așa, adică care nu te deranjează. Așa. A zis să mă simt eu mai bine. Și de ce filmăm cu Passatul ăsta, spune-ne, Marius? Chiar că, de ce filmăm cu Passatul ăsta? De ce n-ai ales un Rolls Royce sau Rand de ăsta, cum dracu zice, Rover? Când cobor dintr-un Rolls Royce sau dintr-un Rand, cum dracu spune, Rover? Băi, eu v-am spus, noi cu mașina asta am făcut foarte multe clipuri, am filmat foarte multe clipuri foarte tari, pe care majoritatea dintre voi le știți, adică dacă nu le știți, vă arăt eu acum mai multe clipuri, bam, 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 apar clipurile pe ecran. Și pe lângă asta este o mașină a copilăriei noastre, pentru că noi în fiecare seară, Majoritatea serilor ne vedeam pe la vreo 10-11 când se întuneca și mai devreme. Și că toată și mai devreme luam câte o cafea, stăteam până dimineața ca băieții pe afară cu o cafeluță, cu un suculeț,
și vorbeam, stăteam până la 4-5 dimineața ca frații. A doua zi filmam, adică noi ne știm de foarte mult timp. De vreo 100 de ani. Dar, bă, dar hai mai întâi să vorbim de mașină și după vorbim de mai multe adevărat detalii de astea personale, că probabil ați intrat pentru bijuteria asta și vreau să vorbim. În ce mașină suntem, domnule? Suntem Stancu? Într-un Passat B5.5 din anul 2001. 2001, ca când să m-am născut eu. Deci, de asta și luat-o, că, bă, am special luat-o de când aveam eu un an. De când a apărut atunci, un an aveam eu și am luat-o. Cât ați dat, domnule, pe această mașină? Când am luat-o eu, ca să zic așa, am dat vreo 2700-3000 de euro pe acolo. Am dat așa de mulți bani pentru că atunci când am fost eu, eram cu unchiul meu. Când asta mă buvnește și râsul așa, când am cumpărat-o, bă, prima oară o văzusem la 2400 și când ne-am dus să o vedem, ne-am văzut, ne-am alea, eu ce zice ăla, avea castofonul tot ăsta, dar ce zice ăla, are Bluetooth, că așa, are Bluetooth, dar adică când voceam să cumpărați o mașină ca începător, nu vă mai mirați de nimic. Păreți așa, neinteresanți. Pe urmă ăsta ce a făcut? A mărit prețul la 2700, dar nu atunci. Pe urmă a zis, bă, am găsit pe altul care mi-a dat 2500 sau 2600 pe ea, sau nu știu cât, mai mult oricum. Da, ca să umfle prețul. Oricum, mașina și-a meritat banii, deci uitați-vă la noi că nu avem nici motorină. Bă, nu știam povestea asta. Ba da, ți-a zis-o unchiul meu când am fost o lume. Mamă, deci tu, oricum tu, bă, el e un om foarte de treabă și el nu e așa să tragă pe oameni, da, sau mai știu ce. Adică el e foarte cu minte, dar în societatea asta noastră când ești cam cu minte, nașpa, cam nașpa. Oamenii cam sunt nesimțiți. Și uite, tu erai fericit că da, bă, mașina bună. Eram fericit că zice, bă, Bluetooth alea, da, bă, Bluetooth, ascult și o muzică, știi? Da. Na, la vremea aia, când mi-am luat, eram începător, nu aveam nici bicicletă. Adică, și mi-am luat mașină și na, e așa o chestie. Pentru că când îți iei prima mașină, tocmai de-aia n-am dat-o care treaba asta pentru Bluetooth. Și de fapt nici n-are Bluetooth, deci m-a păcălit practic. A, da, n-are. Da, chiar nici are Bluetooth. M-a păcălit, avea o telecomandă, dar cred că și el știa că are Bluetooth. Era un om de la un om mai în vârstă. Mașina asta nu prea a fost circulată așa, mai mult la piață, la asta. Bine, că așa zic toți, îți dai seama. Aia clasică. Nu, adevărat, omul era un de ăsta care făcea care pleca pe autobuze de astea în afară, știi? Și o scotea așa la o piață, la un barbut. Da, da, da. Și stătea mai mult în garaj. Bun, și când vine vorba de opțiuni, ce opțiuni avem pe această când vine vorba de opțiuni, schimbăm subiectul. Deci avem încălzire în scaune, trebuie să specificăm asta. Avem încălzire. De ce ai lăsat-o pe 5 să consume? Avem. Încălzirea la Passat în scaune are 5 trepte, oameni buni, nu ca la 5 trepte, dintre care mașini. Nu merge niciuna. Nu ca la mea, a mea are 3, de exemplu. Da, spune-mi. Dar nu merg la el, nu merg de când a luat-o. Așa, eu, deci treptele astea de la încălzirea în scaune, deci are încălzire în scaun, geamuri electrice, oglinzi electrice încălzite, adică are o grămadă de opțiuni. Dar ce se întâmplă? Eu când am luat mașina... Astea sunt toate, de fapt. Da, astea sunt toate. Scaunele de la mașina asta, nu știu ce dracu a făcut ăla, că nu mi-a zis, sunt schimbate și nu au astea de, cum zice, mă? De încălzire. De încălzire, adică ea are opțiunea, dar nu sunt mufele conectate pentru că n-au scaunele. Nu știu, ori așa vin ele din fabrică ca să poți să-i pui tu, nu înțeleg ce se întâmplă, dar poți să-i... Dar tu când ai cumpărat-o, la fel ai crezut că are încălzire scaunului? Da, i-am dat drumul și eu simțeam că se încălzește scaunul, băi, ești de bun la cap. Tu aveai emoții, crezi? Stai, să-i dau drumul la încălzire, te dai mereu dimineața drumul, mă jur. Mă jur, dacă nu, o săptămână i-am dat drumul până la un urmă, bă, ce legă, așa, la o dau pe 5 și de-abia se încălzește un pic. Bă, deci mă jur că dădeam drumul la încălzire, dădeam drumul, când mai luam pe cineva, ziceam, îți dau mă drumul la încălzire, scaun. Și zicea, da mă, dă-mi și mie, dă unde, că săracul, cred că zicea, da mă, mamă. Bă, dar îți dă așa o senzație când ai drumul la treptele astea. Mamă, adică... deci tu chiar ești clientul perfect, te duci la spus, a, încălzire în scaune, și el lasă gândea, mamă, o să vadă ăsta că nu merge. Da, trasa, trasa. A, da, se simte. Spuneai, da, are Bluetooth, mamă, are Bluetooth, și ăla, mamă, deci așa eram fericit. Mamă, și? Altceva ce mai avem? Atât, altceva nu mai avem nimic. Bă, altceva ce sunt? Avem line assist, crowd, crash control din ăsta. Nu, avem un volan aici în față, cum ar veni. Spițe. Avem un schimbător, e în 6 trepte, 131 de cai, motor 1.9. Bă, ceea ce vreau să vă zic acum, sincer să fiu cu voi, bă, are un motor foarte bun mașina asta. Eu nu mă pricep la ce înseamnă parte tehnică foarte bine la mașini, că știți că nu mă pricep. Și dacă mă apuc să vorbesc, mă luați de toate alea în comentarii. Așa că nu mă apuc să zic, bă, dar chiar are un motor foarte bun, adică nu știu, foarte mașină puternic dezvoltat. Din 2001,
cu, are 131 de cai, bă, dar tot are un cuplu, adică e un motor foarte bun. N-ai avut probleme cu motorul, n-ai avut deloc probleme cu motorul. N-am avut cu motorul, niciodată n-am avut nicio problemă. Cu brațele, pentru că... Brațele, cam asta e pe ele. Au multe brațe pe roata, au aproape 8 brațe sau nu știu, ceva de genul. 8 brațe, alea ce sunt? Niște brațe care țin roata, cum ar veni. Iau mâinile după volan ca am de la pentru că asist, adică cum ar veni, îmi ține banda. De la, da? Tesla, așa cum să intrăm în car, bau, acesta nu e clipul. Așa, și e, cam asta, cu un braț am mai schimbat, telescoapele au fost originale din 2001, le-am schimbat eu, că na. Dar ia uite-ne, plutim acum, nu? Da, cum ca se simte, în Rolls Royce, bune. Ca în Rolls Royce, ia uite, spac, frumos, așa, ce să putem să mai spunem despre ea? Este albastră, asta e tot o opțiune. Vorbim și de modificările la exterior când o să ieșim afară, pentru că e foarte tunată. Este, avem multe, foarte multe modificări despre care dacă ar sta acum să le enumerăm, am face clipul ăsta de... Așa, și cred că nu vreți să vă plictisim cu detalii de astea, o să le vedeți voi. Facem niște cadre, niște alea, o să le... Și vă imaginați. Da, după cum puteți vedea, acum accelerez. Mamă! Deci, după cum s-a văzut și pe filmare, motorul foarte puternic dezvoltat. Bă, în general, Passaturile astea au fost bune. Nu al meu, dar l-am nimerit eu. Eu nu l-am nimerit, dar bă, nu, da, glumesc, chiar l-am nimerit bine. Chiar ai nimerit bine, da. Da, chiar ai nimerit bine. Bine, la banii de atunci puteai să îți iei și altceva mai, nu știu, mai așa mai dă. Nu ai știut tu. Nu că n-am știut. Ăsta mi-a recomandat unchiul meu pentru că el se pricepe, știi? Și că a fost bună recomandarea lui, că n-am avut, adică și-a făcut treaba, merge în continuare. Cu toate că au scăzut prețurile acum la toate mașinile astea, adică am dat 2700 pe aia și acum o găsesc și la 1000, 1200. Bine că n-aș dau-o pe banii ăștia, dar... Bă, dar oricum, în ideea să ai 1200, mai bine ții o mașină, că, da, uite, ții un BMW 4.6 sau chestii de genul ăsta și bagi la bani în ele, dai toți banii pe mașină, alea, nu faci nimic, doar să zică lumea, eu te bare BMW și, de fapt... Ce am făcut la ea când am luat o distribuția, că majoritatea așa o fac toți. Bine, băiatul ăsta a zis că a schimbat-o, n-a zis că a schimbat-o chiar atunci, dar... În fine, am schimbat-o să fiu sigur că nu pățesc ceva. Când ai văzut că nu merge încălzirea și nu merge nici muzica, ai zis, bă, distribuția neapărat că... Nu, am făcut distribuția, am făcut telescoape, i-am pus un eleron, asta așa, pentru că nu mai mă înțelegeam cu ea pe autostradă. Voia deci, să zboare. Voia să zboare, frate, și am pus să lăsam și o downforce de asta, așa cum s-ar zice în engleză. El a mai și fost în... Eu am fost în... Asta. America. Așa? S-a mai uitat la un film în engleză. Jante originale, pe... 16 parcă, 16. 17, fac nu pe 17. Pe ce vrei tu, fac parcă la aia pe 17? Nu sunt pe 17, hai să facem pariu. Pe mâncare acum când mergem să mâncăm? Da, să mănânc, adevărat. Bine. Te-am făcut, frate. Chiar mă gândeam să plătesc eu, dar acum cred că plătesc. Nu sunt pe 17. Pe 17 sunt. Hai, deci am făcut pariu, oameni buni, mergem să mâncăm. Bă, deja că sunt pe 17 și tu ai mașina asta de 7 să ani. Să mor dacă nu și eu îi dau foc să mor. Bine, hai că ne uităm când ajungem la Nu cred că sunt pe 17. Mergem acolo la un restaurant de lux, că el nu mai acolo mănâncă de când are mașina. Da, păi de când am luat-o, nu, parcă nu mai pot să mă mai dau jos la de-astea așa mai. La... De săraci. Nu, frate. Ori am pasat, frate. Cum să vezi tu bijuteria asta la McDrive? Da, păi și o parchez frumos, să o văd mereu, o parchez oriunde mă duc, o parchez să fie mereu, să o văd. Așa. Care a fost prima ta impresie despre mașina asta când am luat-o? Pentru că noi ne știm din liceu, adică noi în liceu ne-am împrietenit de vreo 7-8 ani, cred că ne știm, nu? Bă, ne știm din clasa nouă, de când ne-am mutat la liceu, dar nu... Ne înțelegeam, noi nu eram așa apropiați. Bă, în primul an, da. Nu am avut o impresie bună deloc despre el și nici el despre mine. Bă, dar deloc, bă, mie mi se părea că el era un om foarte zârcit. Dar să fim serios, că erai puțin are... Ce puțin? Erai nenorocit, arogant, rău. Rău de tot, frate. Bă, eu nu cred că sunt arogant. Eu cred acum că... nu! Bă, dar nici atunci, eu nu cred că eram arogant. Doar eu cumva, de felul meu, sunt mai timid, așa, și eu nu... Bă, ce timid, bă, erai așa... Uitam urât, uitai urât pe mine. Bă, eu la început am vrut să... Eu nu am, adică eu știu că sunt mai timid de fel și nu știu genul la... Am și fața asta, adică nu mă uit așa vesel la oameni. Hei, salut, ce faci? Eu eram... Ce fața ai? A, da, mă, da. Mă uit așa serios, știi? Păi și eu? Tu ai față de... A, eu sunt mai cu minte, adică cu ăsta nas, cu de-astea în urechi, de zici că sunt Michael Jackson. Bă, nu știu, tu par mai prietenos. Probabil de asta și multă lume are impresia de mine că sunt arogant. Bă, ce urât să uite la ce, nu știu ce. Cu coama dar asta în cap. Eu de fapt îmi văd de treaba mea și așa. Nu, acum da, ești. Și nu am avut o părere bună despre tine, nici tu despre mine. Eu i-am cerut toată un dar pix. Dar tu despre mine de ce n-aveai? În cauza bă, la pixul ăla. Bă, n-am avut o părere bună despre el pentru că nu aveam pix la școală. Și eram eu de vină că n-aveai tu pix. Și nu știu ce s-a întâmplat cu pixul.
și am zis salut, îmi dai și eu un pix, te rog că ți-l dau după. Nu mi-ai zis salut, mi-a zis, dă bă și mi-a un pix, dă-te de rego. Auzi, salut, te rog, doamne, ce-am putut să mint. Cum să zici, bă, mere, salut, te rog. Eu mai am putut să te pup. Nu mai țin minte. Dă bă și mie, l-am înjurat, dă și eu un pix. Și el m-a înjurat pe mine, bă, da, să mi-l dai înapoi după ora asta. Păi și ce asta înseamnă că te-am înjurat? Păi nu, dar mi se pare așa. Dacă împrumuți ceva de la cineva, te înjură dacă îți ceri înapoi. Nu, când ceri un pix la liceu, îl ceri în ideea că nu-l mai dai înapoi. Aia, cum mă? Vedeți? Deci am cerut pixul când aveam pix la ziua aia la școală. Tu ce voi? Bă, mie că... Bă, măcar îți plăie, bă, mi-l dai la sfârșitul orelor. Eu nu pot să scriu orice fel de pix. Păi, dar când dai un pix, trebuie să aluneci așa ușor pe foaie. Eu am și scris mult la viața mea. Să lași cărțile, să lași cărțile în descriere, să cumpărați. Bă, dar puteai să spui, bă, te înțeleg. Puteam să spun frumos, dar eram șoc, eram un nervai. Îmi dai pixul la finalul orelor, dar tu mi-l dai după ora asta. Păi și apoi ce făceam, mergeam la altul, dă-mi și pe un pixul asta, dă-mi și pe un pixul asta. Păi da, dar n-ai zis dă-mi și mie pe toată ziua. Bă, dar eu nu-i mi-amintesc cum. Bă, dar mie dacă încerci cineva... Prietenit. Nu, mă știu, ne-am mutat în bancă, de la o... Nu, mai știu, bă, de la vreo glumă, de la ceva. Deci eu nu văd, eu neavând nicio treabă cu el și nicio treabă cu mine, eu nu văd legătura asta să ne prietenim la un moment dat. Chiar, bă, adevărat, nici eu nu mi-aduc aminte. Mie îmi episodul ăla din cap, nu-mi amintesc. De când mi-am cum ne-am împrietenit noi? Adevărat, dacă stau acum să mă gândesc, nici mie nu te gândesc. Eu gen te știu așa, bă, nu ne suportam și apoi am devenit prieteni buni, dăm sare... Dar vezi că n-am stat în prima în bancă, tu ai stat cu alt coleg și eu am stat în spatele vostru, cum ar veni. Și probabil, din vorba în vorbă, așa, da. Nu, ne-am dat și alea și la un moment dat am vorbit și hai mă să ne mutăm împreună, uite așa, ori ne supărasem între noi cu ăia, cu ăia și am rămas noi sau doi. Sau probabil am venit dintr-o zi la școală și ne-am mutat și așa am rămas. Da, da, cred că așa am făcut cel mai bine. După care am început să filmăm, eu atunci aveam cât? Că aveam vreo 3000 de abonați, 4000? Pe acolo. Pe acolo undeva, da, 4, pe acolo, 3, 4000, da. Tot, el făcea YouTube atunci. YouTube. Bă, dar cum ți s-a părut? Se părea o porcărie că fac YouTube? Păi eu, nu știam ce înseamnă, adică nu știam ce înseamnă. M-a mai întrebat acum, bă frate, atunci ai luat bullying în liceu, că na, când faci YouTube și așa lumea. Dar abia a apărut atunci, nu prea era lumea. Băi, dar niciodată nu m-am gândit, mamă, ce o să zică colegii mei că fac YouTube? Da, păi e bine să nu te gândești așa la treburile astea. Nu mă interesa, ce zic, dă-i dracu de colegi, ce zic că ea în școală, dă-i dracu. Adevărat. Nu m-a interesat, și adică bine, nici n-am avut hate, să zic. Da, nu, n-a fost. Nu mi-a zis nimeni, bă, mamă, filmezi, știi? Nu mi se pare, mi se pare ceva normal, ce mă filmezi, frate? Și am filmat. Bine că înainte cum era? Era ciudat să filmezi. Bă, era ciudat să filmezi pe stradă. Bă, să ieși pe stradă așa, să uita toată lumea la noi când noi mai filmam, făceam tot felul de prostii astea. Da. Bine, după ce am mai început să vorbim și noi, să ne mai împrietenim sau mai una alta. Păi stai să o luăm curând, am început să filmăm, să o luăm pas cu pas. Am făcut clipul ăla în clasă, când prietenii nu te dau să copiezi. Dar ăla a fost un cât a avut 15 secunde, nici 15 secunde n-a avut. Un vine cum ar veni. Da, așa după era pe am început vreme. Să mai filmăm, venea la mine, ca să înțelegeți, el stătea la gen, la câți kilometri? 15, 10. În fine, sunt vreo 10-15, cam așa, undeva pe acolo. Nu puteai să vii pe jos, n-aveai cum n-aveai. Să vii pe jos. Bine, aveai, dar veneai în 10 ani. 15 zile lucrătoare. Venea cu trenul, oameni buni, deci gândiți-vă cum filmam noi. Eu scriam cu bicicleta, o idee sau cu ne mai trenul. Gândeam de la ce, bă, ce filmăm. Eu mai, eu de obicei, eu mă ocupam de scenariu, eu scriam scenariu. Ideea clipului tot, pregăteam aparatul, toate nebunile astea și el când venea la mine, mai venea lui câte o idee bombă. De multe ori veneam și idei bune rău de tot. Și noi dezvoltam clipurile pe parcurs ce filmam. Adică plecam pe un scenariu și ne mai venea cu tot glumă în timp. Scenariile le făcea Marius. Mai băgam și o idee, și el o idee, adică el pleca cu ideea principală. Na, îți dai seama? Și pe parcurs eu dacă îmi venea ceva în cap, schimbam, făceam cumva și ieșea altceva, adică... Da, fiind, noi am rezonat foarte bine, fiind o pasiune mare de-a mea, eu vă dați seama, eu mereu mă gândeam la clipuri. Vedeam pe unul pe stradă că se dă capul de pereți și ziceam, mamă, fac clip cu asta. Și adevărat, în mintea mea erau numai chestiile astea, gen. Bă, numai și... la asta se gândea. Da, deci mereu, mamă, fac clip din aia. Și el, pentru că i-a plăcut mult chestia asta și noi chiar ne distram, așa, ne distram bă, rău, ne distram nu pentru filmă. Neapărat pentru, pentru că, bă, ne gândeam noi că... Clipul ăla oricum nu rupeau atunci, da, nu făceau. Dar nouă ne plăcea că râdeam foarte mult, stăteam mult așa împreună și râdeam, adică râdeam... Cumva le făceam pentru noi, dar mamă, clipul ăsta vor rupe atât de rău. Nu, bă, da, vezi că în unele perioade ne întrebam, mamă, vezi că am făcut clipurile astea, râdeam ca lumea la ele când le filmam. Bă, și ne dezamăgea că nu prea rupea așa, adică bă, ele erau noi, bune, dar... Da, nu, la noi nu a venit mereu succesul gen... Nu știu, cum am mai întrebat unii, băi frate, dacă cum a fost schimbarea asta de la o viață normală la o viață de asta de succes, să te știe lumea, să faci poze cu oamenii, să te salute lumea, să mai știu eu ce. Nu a fost schimbarea asta bruscă, că noi postam un clip acum, făceam 2000 de vizualizări și îl vedeai peste, nu știu, peste 2, 3, 4, 5 luni, că a făcut 100.000 de vizualizări, adică mergea totul foarte greu cumva. Noi nici nu urmăream asta, în România nici nu se făceau bani din YouTube, nu, adică nu erau 5 euro, 10 euro, maxim luam un skin pe
LOL sau pe vreun joc. Da, da. Nu făceai nimic. Erau foarte puțini care făceau cunoscuți YouTube, adică care făceau bani. Nu care făceau bani, care erau mari, care da, erau da. Mari. Bine, oricum la un moment dat am început să am foarte multe vizuale. De când am început să fac parodiile alea muzicale și așa, cu alea da, a fost da, da, da. O lansare mai mare așa. Atunci am bubuit eu și la un moment dat eu aveam 50.000 de abonați, ceva de genul. Și făceam la ele sute de mii de vizualizări, adică eu mă comparam, atunci în momentul ăla era Shelly, Godrin, mai mulți, în fine, nu stau să dau toate numele acum, erau foarte mulți, oricum mari, îi știți pe toți de atunci, majoritatea îi știți. Eu mă comparam cu ei, eu aveam 50.000 de abonați și mă luam la vizualizări cu ei, aveam 50.000 de abonați și 200.000, 300.000, 400.000, adică rupeam rău de tot. Era perioada aia când creșteai foarte repede. Da, 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 pentru că eu am crescut pe YouTube, că am realizat, bă, frate, eu nu vreau să fac clipuri neapărat despre mine, că uite, de exemplu, noi n-am făcut niciodată un vlog să vorbim despre toate adică lucrurile astea. Adică ca acum, cum facem acum, pentru că nu am zis, bă, hai să vorbesc despre mine, că am eu o viață, nu știu ce, să dau eu detalii despre mine sau mai știu eu ce. În prim plan, adică n-a fost asta da, în prim plan. Eu am zis, bă, să râdă lumea, să se uite lumea la ceva, nu la mine când vorbesc eu despre mine. Adevărat. Știi? Pe ce, de ce ar interesa pe cineva treaba asta? Păi așa am luat-o eu, într-un mod modest, că mereu am fost adică modest. Eu m-am pus în locul persoanei care se uită. Da, bă, mă, adică eu nu m-aș uita la unul care vorbește numai despre da, el sau alea. Da. Bă, hai să-mi ofere ceva ăla, să vedem, da. Râd, da, are da, da, ceva da. Să-mi ofere. Dacă da, am râs și alea, hai mă să-i dau un like sau hai să văd ce mai postează. Dar așa când toată ziua vorbește despre el și mai o laudă, mai una alta, nu e greșit nici treaba asta, da? Nu pentru cumva mine așa, interesant, nu, adică cât să mă uit la ăla. Mă uit da. Dată, mă uit de două, da. Și așa m-am obișnuit să am o viață cumva, uite, de exemplu când am făcut clipul la Cristiano Ronaldo în 24 adevărat. Ore, am văzut un comentariu, mi-a zis cineva că, bă, oricum asta e viața ta, tu ai prezentat viața ta. Da, adevărat. Doar că ai prezentat-o în forma ca și cum ar fi viața lui Cristiano Ronaldo. Da, dar eu nu puteam acum să zic, bă, hai că vă prezint viața mea, că eu merg cu mașina da, aia, că mă adevărat. Duc acolo, în locurile alea, că nu-mi plac aroganțele astea sau să... Adică într-un fel a făcut să fie mai acceptabil așa să... Na. Gen, să nu se uite omul să zică, ia uite bă, ce se laudă asta cu viața da, adevărat. Lui. Sau ia uite bă, ce... Ceva mai modest așa, ca da, să zicem. Viața normală... Să na. Se regăsească fiecare. Da. Dacă se regăsește fiecare, mergi cu seria 7, filmăm acum Passatul ăsta bombă. A făcut ai accident? Cine? Nu, e școală de șofer. N-a făcut. Ah. Doamne ferește. Bun, am ajuns oameni buni să mâncăm, facem o pauză și revenim după. Revenim după cu... Burțile pline. Burțile pline, să ne uităm, să filmăm, să vedem ce cauciucuri am pe... Da. Să vezi acum, că am cauciucuri de... Pe 18. Pe 16 sunt. 25. 16. Da. Deci, oameni buni, deci sunt pe... Sunt pe 16, mergem acum mult, plătesc eu mâncarea, asta e. Plătește mâncarea, motorina, ai zis. Bă, wow! Îmi dai și un milion. Ai zis, Rad, s-a haideți, văzut pe cameră? Haide să, văzut. Să plătim mâncarea. Stai, măcar să primești un TikTok ca social, ajut. Gata, revenim imediat. Oameni buni, am mâncat, ți-am făcut cinste? Mi-a făcut cinste pentru că am avut dreptate. I-am bine luat, că știam de la început. I-am luat două sandvișuri, dintre care unul l-am aruncat de greșeală. Da, bă, mâncam la jucura voastră. Deci a luat Marius un meniu de la ce mănâncă el și zic, ia bă și mie, dar zic, bă, e cam mic așa. Eu fiind mai mare, mai cu sala, mai cu astea, zic, hai că mai îmi iau unul. Bă, l-am mâncat pe altul primul și pe ăsta l-am făcut așa frumos, l-am pus în punga așa și zic, hai că-l iau acasă. Zic, și l-am aruncat, mi-am dat eu seama. Și Marius a luat afa, s-a dus sirea femeia aia care aranja alea acolo la saci, așa. Și ce zice Marius, da, poftiți, a lăsat cu ea eu, băieți, dar noi de acolo, mulțumim, m-am dat și semi și am dat tot, n-am avut niciun stres. Măcar dacă le dăm cuiva să mănânce. Măcar dacă-l fi luat ea. Sau dacă-l mâncai ei, măcar să mâncai, să, dacă-l mâncam eu. Măcar dacă-l mâncam eu. Să fac și eu freza, că arăt ca dracu. Nu, las-o așa. Am făcut și noi poze cu băieții până mall. Adevărat. Mergeam prin mall, mă salutau, salut Marius, salutam ca președintele, salut, salut pe toată lumea, peste tot. Da, bravo. Salutam pe toată lumea, mergeam așa, ăla, băieți, salut Marius, Marius, salut Marius, eu salut, băieți, vă pun, Marius, salut, era salut, așa, eram salut, așa, salut, salut și mergeam așa. Uite că s-a suit la noi, era o mașină cât timp am filmat. Păi sunt cu școala. Sunt cu școala de, de șofer. Corecții. Revenind unde rămăsesem, Wow! Că de asta cu voganul, nu știu unde e. Faci sensul și așa în stânga și mergi drept. Vrei să mergem pe acolo? Da, mergi drept ușor așa cu 20 la oră. Păi dar de ce vrei pe acolo? Păi pe unde să mergi drept, să nu stai să faci multe curbe? Cum a venit faima pentru tine, Marius? Îmi pui tu întrebări? Da. Păi cum am zis? O iau încolo, da? Da, și apoi stânga. Cum am zis la început, n-a fost ceva spontan, a venit dintr-o dată, zic, mamă, m-am culcat... Și m-am trezit... M-am culcat necunoscut și m-am trezit vedetă internațională, nu. M-am culcat normal, a doua zi m-am trezit cu 5 vizionări, a treia zi cu 10 vizionări și tot așa, am crescut ușor. Făceam clipuri non-stop, munceam non-stop,
tu știi cel mai bine când munceam, da, la clipuri, cu zilele, cu orele. Bă, adevărat, e foarte multă muncă. Majoritatea, adică noi ca așa ne uităm decât la clip și alea. Adică în 5 minute el editează și filmează o zi, poate. Da, poate chiar mai bine, clip, știi? Lucrează producția mult. Da, voi cereți clipuri lungi, dar la clipuri lungi, bă, ne-am plictisit cu clipurile astea lungi. Dacă le facem scurte, bă, e prea scurt. Prea scurt sau nu știu ce, dar e multă muncă și ca să faci totul să fie pe placul tuturor, da, e mai greu. Mult, foarte mult. Mai ales că în timpul ăla când eram și cu liceu, abia scriam, abia ne încadram, iar mai da, n-aveam timp să învățăm. Eu stăteam și cu scenariile, cu nebunile, cu clipurile, era cu munca, ne întâlneam, filmam, apoi editam, mergeam pe urmă, la seara școală. Ne plimbam, seara stăteam numai pe drum până la 5-6 dimineața. Bă, aveam un program lejer. Da, da, nu ne plictiseam, adică eram ok. Plictiseam, da, eram forță. Chiar ne găseam mereu activități ce să facem, nu pierdeam timpul, tot stăteam așa. El muncea, eu munceam, mergeam la școală și ieșeam pe afară ca băieții. Acum, din păcate, anii au trecut și nu mai avem atât de mult timp să ieșim, noi ieșim foarte rar. Alice are 7 copii, eu 5 copii. Nu, dar na, el acum lucrează și iubita lui, na, acum mai stai cu femeia, mai pleci cu femeia pe acolo. Na, mai sunt alte lucruri. Vrsta care e înaintată. Da. Să fii și tu mai responsabil, da, puțin, și odată, adică e normal oricum. E normal și odată cu asta munca e mai multă față de cum era înainte, da, că da. Banii trebuie să câștigi mai mulți bani, mai nu-ți ales convine la traiul niciodată, de ziua de azi. Oricât, da, oricât de mult ai face, nu-ți convine. Da. Și mai ales când suntem noi, preferăm să muncim mai mult, dar să măcar să facem mai mulți bani, adică, decât să stau toată ziua să dorm. Muncim acum și la bătrânețe, uite așa stăm. Doamne, ăștia, măcar să uite așa stăm la bătrânețe. Clar că cred că mai degrabă. Păi știu, Passatul, vând Passatul caritabil. Da. Să fac lozuri de alea cum fac ăștia, da, pe TikTok. Da, să dea lumea. Dar vezi că e profitabil. Și dacă stai să te gândești, e o afacere pentru fiecare. Dai 15 euro, dai o șansă să câștigi. Cu 15 euro poți să câștigi o mașină. Păi da, ideea în care sunt legit, dar vezi că 99% din ele sunt false. Asta nu știu ce sunt să prea zic. Multe eu, false. Eu, știi cum sunt eu, e bun. Adică eu nu aș putea să fac asta, aș merge direct, da, așa e. Știi? Da, știu, da, mă refer la oameni, să n-aibă încredere să bage bani în toate astea, că sunt multe țepe. Aici în stânga, nu? Nu, în față, în față. Tot în față. Nu mai știu, nu știu pe unde suntem. Pe bune, dă-mi la black screen. Bă, mereu Marius are treaba asta cu accentul. El câteodată pune, zi de exemplu, zi asta care e pe margine, cum îi zici tu? Semn. Nu mă, asta de-i pe jos. Șosea. Bă, la mai în stânga. Ciment, așa. Floare, frunză. Bordură, mă, bordură. Ah, bordură. Deci că cu faima cam așa a fost, cu succesul. Niciodată, oricum, nu am simțit niciodată că am ceea ce merit. Mereu am impresia că, bă, sunt multe clipuri și știi că sunt multe clipuri, da, care aveau un potențial mult mai mare. Bă, mult mai mare. Puteau și să prindă foarte bine și totuși n-au prins. Adică sunt multe clipuri. Și sunt unele clipuri mult la care nu așteptam. Și au făcut, milioane de vizualizări, sute de mii milioane și, da, era mai mult. Am și clipuri la care chiar nu am muncit atât de mult, am zis, bă, hai să mai postez ceva. Și adevărat. Bine, deși nu prea am dat astea. În general, cu fiecare clip. Da, da, da. Mie mi-a plăcut foarte mult să fac asta. Oricum, la toate clipurile ne-am străduit să facem ce am putut mai bine. Noi, de exemplu, cum am făcut, noi de fiecare dată când filmam câte ceva, făceam un program, noi trebuia să ne apucăm de filmat cu 3 ore înainte ca să ajungem la ora la care vrem noi, pentru că noi ne întindem mereu. Râdem, glumim, ne dăm cu alte alea și uităm, trece timpul și când ne, bă, e, nu știu câte ceasul, n-am filmat nimic. Păi și acum. Și acum la fel, de am la zis, 8. Bă, ne vedem la ne trezim la 9:30, până la 9, până la 10 să fim ceva, pe filmă. De unde? La 11:30. 11:30 am început să filmăm. Bine, bă, n-am stat. Oricum vorbim, adică nu e zici că stăm așa ca proști. Da, nu stăm. Trece timpul foarte repede. Adevărat. Ce ziceam? Bă, și n-am mai la diferența mai fost acum cu cei care se apucă de YouTube, că mă tot întrebați: "Bă, frate, vreau să mă apuc de YouTube, să fac bani sau mai știu eu ce." Eu cel puțin când m-am apucat, nu a fost deloc vorba de bani, nu m-am gândit niciodată. Chiar deloc, nici nu că n-aveam campanii, nu se făceau bani din vizualizări. 2 ani, 3 ani nu se câștiga nimic. A plecat așa ca o pasiune mai mult. Păi doar pasiune, îmi plăcea să filmez, să editez, să râd, să mă, dar râdeam la filmări, bine că și acum râdem. Noi râdem oricum la orice. Acum n-aș mai, bă, într-adevăr are nevoie de timp să trefiși vreo 2 ani, că uite și el a vrut să se apuce din chestia asta, că și lui îi place, doar că acum, lucrând și având mai multe responsabilități, nu prea mai are timpul pe care l-aveam când eram în școală. Da, când ai în școală ai foarte mult timp liber, chiar dacă nu conștientizezi. Dar el dacă face doar asta, adică asta e munca lui, cum ar veni, da, vă dați seama că când faci doar un lucru pe lucrul ăla, îți merge bine. Adică nu poți să faci mai multe lucruri în viață și să-ți meargă toate. Să le faci bine pe toate. Ori faci un lucru bun, ori faci mai multe, dar nu le faci pe toate chiar bine. Cum a fost pentru tine chestia asta cu apariția pe YouTube? Bă, la început mi-era așa un pic, știi că, bă, nu mai mă filmat în partea aia, bine că și acum mai am uneori. Nu, dar mă refer gen că te-ai gândit, bă, na, uite, pe cine mă filmez, apar pe YouTube?
Pentru mine eu înțeleg că unde facem aici? Facem în dreapta. Bă, eu eram nebun, adică eu mă gândeam așa mult, gen, adică nu prea mă gândeam. Ziceam, bă, mamă, îmi place să filmez, idei sale. Dar tu eu gen, ce? Că pentru tine a fost ceva nou. Eu măcar gândisem tot procesul de la început, de când sunt mic fac chestia asta și îmi plăcea, știi? Dar la tine când ai început să apare în clipul meu, ai zis, bă, hai să filmăm. Bă, m-am așteptat și așa, știi, mă simțeam așa. Adică și acum mă simt când filmăm și alea, când apar și alea, mă simt așa bine, știi? Bă, îți dă o stare de bine. Da, îți dai seama, îți dă o stare aici stânga parcă, nu? Da. Mamă, să mor dacă am fost vreodată și știu. Așa, în fine. Îți dă așa o stare de asta, te simți și mai ales când vezi, nu, mie îmi place mai mult treaba asta că filmez, bă, când ajungi la bătrânețe sau la un copil, la un nepol la aia, te mai uite, mă, ia uitați-mă cum eram și eu când eram mai tânăr, da, ce da. Făceam, uite așa, ca uite așa. Mă bucur și eu la fel. Mă bucur foarte mult clipuri. De treaba asta, mă bucur în mod special, și plus da, că amintirile da, rămân da, acolo. Uite. Că mi-aduc aminte la fiecare clip, bă, ce făceam, ce prostii făceam din spatele clipului de fapt. Și nu te gândești așa, bă, iată, mă apar pe YouTube. Ce zice lume? Nu, niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Mamă, ce zice lumea? La 100 de mine, dacă nu știu ce, sau de astea. Câte faze n-am făcut în clipuri, știi că mai ziceam eu, bă, nu fac așa că râde lumea. Și pe urmă ce ziceam? Ha, mă, hai că clipul fac. Clipul ăla cu Nicolae Guță. Ăla cu Nicolae Guță mi-a plăcut. Dar nu era cu Nicolae Guță. Dar și tu făceai Caterinca ca să fac. Era clipul despre un părinte, el era tatăl, gen, și eram copilul. Și făcuseam o mustață cu tăciune până aici. Cum să par tu mai bătrân? Să facem că n-avea barbă, n-avea mustață, n-avea nimic. Băi, și-am făcut o, am făcut o mustață și ai da, zis, vezi că era forță semeni mustață. Cu Nicolae Guță. Cum a fost ăla cu Sfântul Petru, la numai pe YouTube. Bă, ăla cu Sfântul Petru mi-a căzut, deci eram cu Marius, eu mi-am aranjat, pusesem o drăcie de aia pe mine. Ce, era fața de masă, să mor dacă nu? Da, băi, am dat fața de masă. Bă, deci fața de masă, fața de masă era. Și filmam la green screen ca să pară că erai, gen, un fel de studio. Bă, și eu, bă, cam bătea vântul afară așa, bă, și dintr-o dată eu stăteam liniștit acolo între filmări, mi-a așezat. Și a picat green screen-ul, bă, și a picat green screen-ul drept în cap, bă. Faza e, unde e faza? E și în clip e faza băgată. E, dar mai e clipul pe YouTube, nici mai este, știu. Este. Cum se mai numea? Nu mai știu, că oricum le pun, când o să vorbim lui, o să vadă. Ceva cum a ne zis și la Poarta Raiului, ceva? Sau nu mai merge. Parcă ceva de genul. Dați seama că ne place să și prindă clipurile, mai ales acum când muncim atâta pentru un clip și alea și înainte munceam foarte. Bă, la noi asta era chestia, asta e diferența cel puțin pe care eu așa sunt, așa o simt. Eu nu-mi doream să prindă un clip că vai să mă știe lumea, spune când mergem da, în locul public așa. Nu, bă, ca să, să vadă că am muncit la clipul ăla. Să vadă. Bă, eu vreau gen să văd că bă, nu am muncit degeaba, da, exact, am muncit la clipul ăla o zi că am filmat, o zi că am meditat. Să vedem apreciere așa. Apoi să-mi zic, bă, când văd 10 comentarii că spunea, bă, bravo, mi-a plăcut clipul, nu știu ce, bă, eu mă bucur, mă adevărat. Simt bine, bă, omul apreciază chestia asta, înțelegi? Că așa, dacă am degeaba, nu știu, acum sunt campanii, sunt alte chestii, banii merg, banii se fac, dar eu tot vreau apreciere, nu e vorba doar de bani, e vorba de apreciere, vreau să văd că adevărat. Oamenii se uită, că oamenilor le place, că oamenii sunt ok cu ceea ce am făcut, că apreciază, că înțeleg anumite glume, că erau clipuri în care glume făceam, le, le gândeam într-un fel noi glumele și aveam niște idei și mai departe și, nu știu, în clipul ăla apărea o roată care era mai strâmbă și erau 10 comentarii despre roata aia. Da, despre roata aia, deci da, în loc să zică de bă ce glumă sau să se prindă da. La gluma aia, sau dacă greșeam un cuvânt sau ceva, bă, ce ai greșit acolo cuvântul sau ce ai da, făcut. Da. Adică niște prostii de astea care te nu se erau atenți la glume. Oamenii erau mulți oameni, dar sau parte oamenii noștri care chiar erau atenți. Da, bă, dă-o în față, am pus întorci în sens și parchezei și ăla. Da, da, adevărat. Oamenii nu erau atenți neapărat la partea clipului. Da, și când eu mă ofticam că eu scriam un scenariu și mă gândeam, bă, omul aici, mamă, o să râd de la partea da, asta. Da, mai știi că mereu te deranja da. Asta, că mai îmi dădea da. Mesaj și zicea, bă, ia uite, bă, ce cu comentariu, toată lumea a comentariu despre faza asta, dar faza asta da, la altă, da. Știi, adică faza adică, e principală. Adică, de exemplu, eu dacă într-un clip țipam, gen, nu știu, vedeam pun și spuneam, bă, nu știu ce, și țipam, toți oamenii vorbeau numai despre faza, ia uite, bă, ce exact. A țipat ăla, mamă, ce a țipat, mamă, ce a țipat. Și dacă spuneam 7 glume care erau puțin mai greu, de, nu mai de greu, care erau puțin așa. Mai, mai subtile, mai așa, mai să înțelegi o chestie, un mesaj. Adevărat. Bă, nu zicea nimeni nimic, dar. Nimic, bă, dar nimic. Da, și mă ofticam, spuneam, bă, nu am gândit eu bine, că mereu. Oare oamenii râdeau, dar nu da, scriau, scriau da. Mulți nici nu scriu despre, mulți da. Râd la clip, majoritatea nu știu dacă da. Dau like sau nu, dar vă sfătuiesc să apreciați munca altora ca să aprecieze și alții munca voastră. Adică, bă, da. Mie îmi place să apreciez munca lui altul că probabil și eu am nevoie bă, de aprecierea da. Altuia. Dacă ai adică o mentalitate așa și spui la totul, bă, uite, eu să zic de jobul tău. Bă, adevărat. Mamă, jobul tău e simplu, frate. Jobul meu e greu. Da, jobul ăla da, e simplu, da. Cât mă chinui eu, că așa zic oamenii mereu. Băi, frate, păi, dar eu lucrez acolo, eu mă chinui. Da, ia uite ce bani face ăla și nu face nimic. Sau nu știu ce. Da, da, eu da, nu înțeleg exact. Niciodată critica asta. Bă, dacă ți se pare ceva foarte simplu păi și, tu, de ce și nu că faci? Faci bani mulți. Exact. Bă, de ce n-ai face? Adică da, de ce nu face toată lumea YouTube? De ce?
Sau deci nu un YouTube, orice altceva, orice, spui nu știu. Ceva, bă, mamă, e simplu să repare o mașină. Da. Păi de ce nu repar, frate? De ce nu faci un serviciu exact. De repare o mașină? De ce mai există mecanici? De ce mai există asta dacă ar fi oamenii, toate chiar? Sau, băi, mamă, e, cum muncești toată ziua la birou, aia nu e muncă. Nu e muncă, bă, da. Sunt oameni care muncesc în IT și își rup capul, adică, dar nu mai știu de ei. N-au viață socială, că muncesc foarte mult acolo și vine Georgica, care... nu știu ce face. Bă, frate, stai toată ziua pe scaun. Știi ce zic? Da, eu am făcut nu știu ce, tu stai toată ziua pe scaun și e mai mult bani decât mine. De comparat. Fă, frate, și tu poți să faci chestia asta, fă. Exact, dacă se pare că unul face ceva și ia mai mult bani decât tine și se pare ușor, fă, frate, și tu același lucru și vezi dacă e așa. Uite, mie mi se pare greu. Nu, bă, nu mă vaid că e, mamă, ce greu e. Că îmi place foarte mult, pasiunea e mai mare decât disconfortul. Îmi place foarte mult și sunt multe lucruri bune, adică mie pe total îmi place ceea ce fac. Dar nu mi se pare nici simplu. Dacă ți se pare foarte simplu, păi poate omul care se pare simplu, poate ar face 400 de clipuri pe zi. Exact. Păi câte frate și fă-le. Și chestia e, gândiți-vă că el, Marius, când s-a apucat de treaba asta, s-a apucat nu doar să filmeze, s-a apucat să învețe să și editeze, că de filmat filmează oricine. Dar editatul, să pui toate părțile cap la și cap chestii, și dacă noi filmăm, de exemplu, după trei camere acum, trebuie să pui toate cap la cap, să pui vocea cap la cap. Sincronizare de sunet. Sincronizare de sunet de toate cele trei camere, lumini, deci chestii, foarte corecție de floare. Băi, editam procesul, gândiți-vă, mai ales un clip de 30 de minute, ca eu gândiți-vă numai atât. Bă, clipul are o oră, să zicem, da, dacă un clip are o oră, că am mai postat și clipuri astea mai lungi. Dacă clipul are o oră, gândiți-vă că eu stau numai o oră să analizez, să mă uit toată la clip, să văd, bă, mi-a scăpat adevărat, ceva. Adevărat. Adică o oră e doar să mă uit după ce am muncit 4-5 ore la clip deja. Da. Și vă dați seama că, bă, de deja te doare capul să vezi același clip de 17 ori, să auzi aceleași replici, aceleași chestii. Da, e greu, dar când bă, îți place bine, să faci vaid, treaba asta. Ferește, nu mă vaid, că îmi place ceea ce bă, fac. Când faci o treabă, îți place să faci o treabă și faci și insiști pe treaba, n-ai cum să nu reușești sau să nu da, să nu meargă. Să continui. Rămâi acolo, bă, ai răbdare, că poate la un moment dat cineva te apreciază. Reușești în orice domeniu. Și nu mai criticați pe alții, că ăla muncește ușor, adevărat. Că ăla muncește, că ăla face, că ia uite-l pe ăla ce mașină și-a luat, ia uite-l pe ăla ce haine și-a luat. Da. Hai să vedem, frații noștri, treaba noastră. Să care, ne gândim, da, exact. Să vorbim de ce mâncăm noi, să vorbim de cum ne îmbrăcăm noi. Uite, noi, bă, ne cunoaștem din liceu, da? Niciodată n-am ieșit pe afară să vorbim, niciodată, nici bă, când noi eram, chiar, să mă, nici adevărat, când nu ne știa absolut nimic, nimic, nu ieșeam noi să vorbim vreodată, să stăm la o cafea să vorbim. No. Bă, dar l-ai văzut pe ăla? Bă, niciodată. Mereu vorbeam, bă, ce să mai facem noi, sau diferite chestii. Ce ai mai chestii, făcut, ce mai astea, avem în planuri, una alta. Da. Cam atât a fost, oameni buni, cu episodul 2 din seria La o tură. Cu tovarășul Stancu aici de față. Ăsta a fost un vlog în care ați aflat mai multe despre noi, despre cum au început, niște întrebări pe care probabil aveați și eu v-am zis. Mie nu-mi place să vorbesc foarte mult despre mine, probabil de asta nici nu mă vedeți pe la emisiuni, pe la podcast-uri, pe la nebunii, că nu sunt eu genul care să-i placă și să nici eu, și vorbesc așa mult despre mine, de ce fac eu, de ce, mamă, ce îmi vor, ce nu știu ce. Bucurați-vă de contentul de pe canal și... Bă, clipurile alea sunt... rău de tot, sunt legendare, să zic așa, le știți majoritatea. Chiar dacă unora nu vă place, nu rezonați cu conținutul meu, dar altora vă place, să muriți, nu puteți să respirați fără el. Eu înțeleg, gusturile diferă. Fiți buni. Mâncați bine. Fiți deștepți. Merge la școală. Dacă vreți să-l urmăriți pe fratele Stancu pe Instagram, aveți Instagram în descriere, 1 Ionuț Dumitru, 1 Marius Cătălin. Ne aveți acolo la follow, mai schimbăm 2-3 vorbe, că mereu vă am răspuns la mesaje și așa mai departe. Și în curând o să apară și episodul 3 din minunata serie La o tură.